să vedem ce ne oferă astrele pentru fiecare zodie în parte pe sectorul financiar. Nativii berbec vor avea un an financiar foarte interesant, foarte multe fluctuații. Pentru a câștiga bani vor trebui să depună foarte mult efort și să muncească foarte mult, altfel recompensele vor întârzia să apară. A doua parte a anului va fi mult mai bună pentru berbeci, în care vor primi bani sau alte bunuri materiale. Anul 2019 rezervă taurilor foarte multe surprize pe sectorul financiar. Aceștia pot primi moșteniri, dar și sume de bani importante, mai ales de la persoane din străinătate, afaceri profitabile cu colaboratori mai vechi. Gemeni. În anul 2019 sunteți mult mai responsabili și doriți să câștigați cât mai mulți bani. Vă implicați în tot felul de proiecte cu femei sau dedicate acestora. Este un an interesant în care vă puteți schimba și domeniul de activitate. Rac. În anul 2019 sunteți implicați în tot felul de proiecte extraordinare care vă aduc recompense neașteptate. Este posibil să începeți o mică afacere cu partenerul de viață. În 2019 veți înapoi multe datorii mai vechi și este posibil să vă schimbați locul de muncă, să mergeți către un job mai bine plătit. Multe avantaje extraordinare în zona carierei. Leii sunt foarte norocoși pe sectorul financiar în 2019. Aceștia pot avea câștiguri, mai ales la jocurile de noroc. Astfel, din când în când puteți pune câteva numere la loto. În 2019 este posibil să vă renegociați salariul și să cereți mai mulți bani, bani pe care îi veți primi. 2019 vă ajută să evoluați și să avansați în carieră. Leii au foarte mare noroc. Nativii Fecioară au un an financiar destul de complicat. Este un an al extremelor. Aceștia vor munci multe ore peste program, orele suplimentare vă stimulează. Veți primi și recompense, însă trebuie să aveți mai multă răbdare. De asemenea, multă atenție cu colegii. Pot apărea diverse conflicte sau tensiuni la locul de muncă. În 2019, balanțele stau foarte bine pe sectorul financiar. Acestea reușesc să-și achite anumite datorii, dar și să economisească. Este un an în care vor fi foarte bine văzute la locul de muncă. Au parte de multe laude și faimă. De asemenea, multe oportunități extraordinare de creștere în carieră. Scorpion. Anul 2019 vă rezervă multe surprize. Aveți parte de afaceri profitabile, puneți bazele unor afaceri pe termen lung, dar și vești bune legate de bani. Veți primi o mulțime de bani din toate părțile, de la tot felul de surse neașteptate. Este un an în care la locul de muncă ieșiți în evidență, vă faceți remarcați și veți fi recompensați pe măsură. Dragi săgetători, 2019 este anul vostru. Nu trebuie să faceți nicio grijă, cel puțin pe sectorul financiar, unde veți primi multe recompense, vă veți face remarcați la locul de muncă și veți lua parte la tot felul de proiecte interesante care să vă aducă multe recompense financiare. Puteți începe mici colaborări cu străinătatea. Este un an în care sunteți relaxați și primiți fără să vă chinuiți foarte tare. Capricornii muncesc foarte mult în 2019, însă vor primi și recompense pe măsură. Aceste recompense financiare le veți primi mai ales în a doua parte a anului. Sunteți implicați în diverse proiecte, însă este posibil să fiți puțin amânați sau dezamăgiți de cei cu care lucrați. Vă este mai bine să lucrați singur decât în echipă. 2019 vă rezervă surprize interesante. 2019 este pentru vărsător un an instabil din punct de vedere al resurselor financiare, însă aceștia reușesc cu ajutorul prietenilor sau prin intermediul unor persoane cu care lucrează să ajungă până la sfârșitul anului bine, să se echilibreze, să găsească echilibru. Însă trebuie să aveți foarte mare atenție la cheltuieli, încercați să nu depășiți bugetul pe cumpărături inutile. Pentru pești, 2019 este un an minunat. Au parte de creșteri financiare, dar mai ales de avansare în carieră. Pe plan profesional aveți foarte mult noroc. Veți avea parte de oportunități rare pe care ar trebui să le fructificați. Este un an interesant, primiți bani, în același timp poate moșteniri sau diverse cadouri. Acestea au fost previziunile financiare pentru anul 2019. Pentru alte materiale și previziuni, vă aștept pe pagina mea de Facebook, Astrolog Andreea Dincă. Să aveți un an nou, plin cu realizări pe plan financiar. Să fie un an nou magic!